Salutare, sunt Bebit și astăzi voi filma din nou PES 2016 carieră cu Sevilla. Din păcate nu a reușit să filmez meciul contra celor de la Villarreal, pierdut de noi cu scorul de 1-0, un meci pe care l-am dominat, dar fotbalul se joacă pe goluri și nu pe ocazii. Avem meci în UEFA Champions League contra celor de la FC Groningen. Meci pe care va trebui cu siguranță să îl câștigăm. Aceasta este echipa lunii august, de cât Lorente este de la Sevilla. Voi băga pe Gameiro, locul lui Lorente, cu toate că a fost în echipa lui. Începe Sevilla Groningen, Spania-Olanda. M-am uitat și Groningen este pe locul 16 în campionatul Olandei, cu doar 2 puncte, dar tot așa... După 3 etape este o conjunctură totuși ca FC Groningen să fie pe locul 16. Sperăm să ne luăm revanșa fața propriilor suporteri după înfrângerea cu Villarreal. Începe Sevilla Groningen. Enzonzi. Mariano. Pasă către Reyes. Gard. Va fi out. Konopianka. Konopianka. Reyes. O torpilă. Dar portarul celor de la Groningen reușește să apere acea minge. Mariano. Gameiro. Konopianka! Și este 1-0 pentru Sevilla. Ucraineanul înscrie. Gol Konopianka! Îl vedeți și pe Beto. Bucurându-se de gol. Sevilla Groningen 1-0. Este o deposedare regulamentară. Reyes. Uf.
Minutul 38, Sevilla Groningen 1-0. Reyes. Reyes! Încă o torpilă. Capitanul nostru, Reyes. Ce torpilă a trimis. Și este corner. Gameiro. Și va fi corner. Dominăm această primă repriză. Sevilla Groningen 1-0. Gol Sevilla! Escudero! Sevilla Groningen 2-0. Trebuie să câștigăm, trebuie să câștigăm! Ne va fi foarte greu meciurile contra celor de la Manchester United sau Paris Saint-Germain. Vedem dacă vor reuși calificarea primăvara UEFA Champions League. Dacă nu, și locul 3 duce tot într-o primăvară europeană. Dar în Europa League. Și este fault. Și cartonaș. Da. Cartonaș galben pentru Rami. Mangala explică arbitrului că nu trebuia dat cartonașul galben. Rami. Mariano. Beto degajează. Și este fault. Minutul 57. Prinde Beto. Și va fi aut de poartă. Este de vos și intră Drost la FC Groningen. Olandezii efectuează o schimbare. Degajează portughezul Beto. Ce combinații fac jucătorii olandezi? Se vede școala olandeză. Și este offside.
Da, este un puiuț de Offset. Olandezii mai fac o schimbare. Mariano. Reyes. Nu este acel călcâi. Beto. O ultimă fază a meciului. Marchează și olandezii. Mai degrabă un autogol al lui Beto. Și se termină victorie. Câștigăm. Luăm toate cele 3 puncte. Vedem celelalte rezultate ale serii. AS Roma, Astra Giurgiu 2-0, Galatasaray Apoel 0-4, Real Madrid Chelsea 0-4, incredibil. Wolfsburg AS Monaco 1-0, Manchester United Paris Saint-Germain 0-3, Sevilla Napoli PSV Eindhoven 1-4, Porto Dinamo Kiev 4-2, Liverpool Bayern München 0-2, Zenit Sankt Petersburg Ghent 3-1, Atletico Madrid Juventus 2-0, Olympique Lyon Ajax 0-2, Manchester City FC Barcelona 0-3, Lazio Basel 1-0, Steaua Benfica 0-0 și Borussia Mönchengladbach Olympiacos 4-0. Acesta este clasamentul grupei. Paris Saint-Germain pe primul loc, Sevilla pe 2, Groningen pe 3 și Manchester United pe 4. Sunt convins că nu acesta va fi clasamentul final. Și că Manchester United va termina pe 3 și noi, cine știe, poate pe 2 sau pe 1. Pentru noi urmează un meci campionat contra celor de la Real Sporting. Meci ce îl voi juca în episodul viitor. Sperăm noi un meci ce va fi câștigat de către noi. Meci, după aceea urmează un meci cu Real Sociedad. Cam atât și pentru astăzi. Eu am fost Bebiț și vă aștept la episodul viitor. Pa, pa!